Reclamația provine din sânul unei familii de rom din satul Costien, comuna Ziduri. Cei doi părinți au în grijă un băiat de 7 ani, o fetiță de 4 ani și o bebelușă de 1 an. Tatăl povestește că, în urmă cu 2 zile, el și soția au plecat pentru scurt timp de acasă, copiii rămânând în grija bunicii. Pe la ei a venit în vizită un nepot în vârstă de 11 ani. Când s-a întors la domiciliu, bărbatul și-a găsit fetița de 4 ani dezbrăcată în casă, aflând de la copilă că de vină ar fi chiar vărul ei minor. Când am venit acasă, fata era dezbrăcată. Și am întrebat de ce ești dezbrăcat. Mi-a spus că a venit aici. Și ce ți-a făcut? Mi-a făcut așa, nu prea spunea fata, poate e rușine de mine, i-a întrebat omul ăsta frumos. Și cam asta este. M-am dus și i-am spus la părinți, tot ei făceau rău acolo și pe drum, că nu e așa, că... Nici eu nu știam sigur. Și pe urmă am întrebat să merge acolo la Buzău, la unde trebuie, să vadă ce este. Polițiștii și procurorii au efectuat deja cercetări. La o primă examinare medicală, minora nu prezintă urme de raport sexual, însă nu este exclus ca fetița să fi fost supusă altor perversiuni. Cazul se va afla în continuare în atenția anchetatorilor și a specialiștilor de la protecția copilului.